Bună seara, sunt Narcis Daju și iată-mă în continuare la TR3, în continuare la panoul de onoare. Dacă această emisiune continuă, înseamnă că PSD-ul n-a cumpărat chiar tot și chiar pe toată lumea în Gorj. Discutăm în seara asta despre Brâncuș, dar nu la modul dogmatic, nu așa cum îl auziți pe Cârciumaru, pe Strâmbulescu, pe Buliga, pe Călinoiu. Noi vom încerca, eu și invitatul meu pe care îl veți vedea imediat, vom încerca să vorbim la modul real despre Brâncuș și despre ceea ce îndură Brâncuș la Târgu Jiu. Sunt onorat să l-am ca invitat în seara aceasta la panoul de onoare pe scriitorul Vasile Vasiescu. Bună seara! Bună seara, Lămbădaș! Trebuie să vă spun că pe Vasile Vasiescu l-am cunoscut în perioada studenției ca cititor, când savuram textele publicate de dânsul în revista Brâncuș. Vasile Vasiescu, alături de Nicolae Diaconu, a constituit nucleul rezistenței anti-Radu Varia la Târgu Jiu. Probabil vă amintiți ce s-a întâmplat în anii 90 cu barbariile la care a fost supusă coloana infinită. Ca și acum, și atunci, oficialitățile erau ascunse prin birouri, se temeau de Ion Iliescu, care își trimisese favoritul pe Radu Varia să ciosmățească coloana și să facă ce vrea. Nimeni nu se opunea, mai puțin un grup de scriitori, în fruntea cărora s-a aflat Nicolae Diaconu și Vasile Vasiescu. Domnule Vasiescu, în după amiaza aceasta, fără nicio legătură cu subiectul emisiunii noastre, au fost trei reține la Târgu Jiu. Monica Vlădoianu, din cadrul Direcției de Cultură Gorj, funcționara Mihaela Orzan, din primăria Târgu Jiu, și arhitectul Iulian Cămui. Trebuie să spun că Iulian Cămui a făcut și dânsul parte din acel nucleu. Da. Și Iulian Cămui s-a opus la vedere demersurilor destructive inițiate de Radu Varia. IPJ Gorj și parchetul nu ne-au lămurit încă până la ora asta în ce dosar s-au făcut aceste rețineri. Sunt surse care spun că e vorba de dosarul spălării operelor din piatră, ceea ce sincer nu cred. Alte surse spun că e vorba de dosarul reabilitării sediului primăriei Târgu Jiu, alții spun că e vorba de niște autorizații date aiurea pe calea eroilor. Dacă puteți face un scurt comentariu legat de aceste rețineri pentru început. Păi din scurt. Cei trei nominalizați, acolo nu cunosc decât pe Iulian Cămui, care mi-e și prieten, cunosc de mulți ani. Informația deocamdată e pe surte, nu e nimic sigur, nu? E sigur că au fost reținuți, dar nu se știe sigur că au fost ce? Reținuți. Chestiunea cu reabilitarea primăriei nu ne interesează, chestiunea cu autorizații pe calea eroilor ar trebui să ne intereseze, dar nu știm în ce măsură sunt implicați, chiar toți trei. Iar cu spălarea operelor de arta porții sărutului de astăvară, acolo ar trebui să fi fost alții luați la întrebări. Ar trebui să fi fost reținut niște greuceni, da? Păi, vârfuri ale primăriei, Ministerul Culturii și mănâncă pui în formula asta, nu? Vârfuri ale Institutului Național al Patrimoniului și doi, ar fi trebuit ca cu mult timp în urmă să se fi dat o soluție. Sigur că în acel dosar și vom dovedi de ce. Cred că în zilele următoare vom afla exact ce se întâmplă și din ce cauză avem știrea asta așa de ultimă oră și de pomină, într-un fel, pentru urbea noastră. Bun. Revenind la sumarul emisiunii noastre, pentru început vă voi demonstra cu regret că Victor Viorel Ponta nu are nimic sfânt. Pentru Victor Viorel Ponta nu contează nici măcar Brâncuș, nici măcar coloana infinită, simbolul fundamental al românilor. Numai departe de octombrie 2013, aflat la Târgu Jiu, Victor Viorel Ponta a promis ferm în fața ziariștilor și a unor localnici că anul acesta va fi restaurată coloana infinită. Dacă a fost restaurată sau nu, vă puteți uita, vă spun eu că nu și nici nu va fi restaurată anul ăsta. Iată că Ponta nu respectă nici măcar o promisiune legată de Brâncuș și de coloana infinită. Haideți să-l vedem pe Ponta cum mințea cu gura până la urechi
anul trecut în Parcul Central să rulăm materialul video cu Ponta Minte. Bun, și să ne pregătim că la anul trebuie să reparăm coloana și înțeleg că va fi tot cu scandal. De dinainte să înceapă reparația și acolo să înceapă... Dacă alegem acela... O să facem breaking news. Bun, și să ne pregătim că la anul trebuie să reparăm coloana și înțeleg că va fi tot cu scandal. De dinainte să înceapă reparația și acolo să înceapă... Dacă alegem acela... O să facem breaking news. Deci spunea clar în 2013 că la anul, adică în 2014, va fi restaurată coloana. Nici măcar nu s-a demarat procedurile. Să vedem cum arată modulele. Numai o secundă, dar ne explică de ce nu se repară coloana. Ca să nu iese scandal. Suntem în campanie prezidențială, omul e implicat. Bun, dar campania n-a durat tot anul. Și atunci... Haideți să vedem cum arată modulele coloanei, în ce hal de ruginite sunt și, repet, vorbim de simbolul fundamental al românilor, nu de un stâlp de casă. Dacă se poate să rulăm pe discuția noastră fotografiile cu modulele coloanei, România are atâtea probleme pe cap, e război la granițele României, nu sunt bani de pensii, nu sunt bani de medicamente, dar întrebarea mea, domnule Vasiescu, e somitățile acestea de la Centrul Brâncuș și din Primăria Târgu Jiu și de la Direcția de Cultură Gorj, de ce nu pun presiune, de ce nu fac adrese, de ce nu întreabă? Domnule premier, ai promis anul trecut, în octombrie. Ne întreabă oamenii. Domnule, sunt două motive. Una e că unul dintre ele ar fi că instituția cu pricina e departe de oraș și e pe malul Jiului. E plăcut, stai în privor acolo, vezi casele... Referiți la Centrul Brâncuș. La Centrul Brâncuș, da. Am fost și odată în privorul ăla de drag, stai și te uiți și vezi cum băltește Jiul în buza orașului și cum peste Jiul, dincolo, crezi niște clădiri de-astea monumentale. Ți-e mai mare dragul să le ai în patrimoniu până la urmă. Și în al doilea motiv, cred că ar fi și ăsta, oamenii n-au siguranța scaunului acolo. N-ai văzut că vin directorii, pleacă directorii. De ce să apuce de treabă ca să iese vorbă când poate să ia leafă de la stat? Acum, proiectul ăsta managerial al lor e pe 3 ani. Dacă rezici 3 ani, ești puternic. Bun, apropo de proiectul managerial, înțeleg că Doru Strâmbulescu a luat 10 la oral, 8 și ceva la scris, dar încă nu a ajuns să publice proiectul managerial, deși e foarte bun, îl ține la secret. Nici nu sunt nici publice, că nu avem ce să facem cu el. Pe site-ul ce proiect și găsim în continuare vechiul proiect managerial al Adinei Andrițoiu și legat de asta trebuie să spun că în ultimii ani am tot avut o stare de provizorat la Centrul Brâncuș pentru că lui Cârciumaru i-a plăcut să aibă acolo slugi. I-a plăcut să-l aibă pe Boliga, care știm ce tâmpenie a făcut. L-a avut apoi pe Ovidiu Popescu, care n-a apucat să-și ducă planul managerial la capul pentru că a vrut să fure 1 milion de euro împreună cu... Dar există probe. Au făcut deviz de restaurarea coloanei de 1 milion de euro. De calculator acolo. Și apoi au ajuns să spună că au pus un zero în plus. Din 100.000 de euro au făcut 1 milion. Apoi a venit Adina Andrițoiu, care nici ea n-a apucat să-și ducă planul managerial pentru că a făcut alte tâmpenii, mă refer la spălarea operelor din piatră și iată că îl avem acum pe Doru Strâmbulescu. Păi el nici nu-i nevoie, nu-i nevoie să-și ducă planul de management la bun, și pentru că e de nota 10, îți dai seama că... Da, să-l vedem și noi. Oricum, nu prea sunt semne bune nici cu acest mandat, n-am văzut niciun fel de revitalizare a activității Centrului Brâncuș, cel puțin până în momentul nici de față. Nici n-au voie, domnule, pentru că sunt îngrădiți și de leafă și sunt îngrădiți prin subordonare. Ce mi-a plăcut e că îi mulțumește din tot sufletul primarului, Cârciumaru, deci... Dacă e notă mare, când e notă mare, îți dai seama și știi cam cât meriți, trebuie să aduci și mulțumiri de asta. Mergând mai departe pe subiectul Ponta și minciunile premierului legate de coloana infinită, hai să vedem cum arată bannerele dumnealui. Își permite să pună coloana pe bannerele electorale, iată, dar nu alocă o brumă de bani pentru restaurare. Da? Domnule, e deputat de Gorj. Măcar ar ajunge domnule Vasiescu să îl roage pe consilierul dânsului pe problema de cultură, gorjeanu, între ghilimele, Corneliu Vișoianu. Da? Nume boieresc. Domnule, vezi la Institutul Național al Patrimoniului, vezi la Ministerul Culturii ce fac ei, de ce nu restaurează coloana, că eu am promis anul trecut. Da? Și o a doua minciună a premierului, dacă dăm burtiera la o parte, o să și vedem, am alocat bani pentru ansamblul Constantin Brâncuș, poate pentru măturarea aleilor care leagă operele, da? Eu zic că e mare lucru că aleile și tot parcul e întreținut foarte bine și să vezi că poate noi o să trăim și o să vedem când ori veni alții la putere, să zicem,
Și când ea nu mai putea să obțină nici banii ăștia, să întrețină aleile și parcul. Și atunci va arăta cum va arăta ansamblul per total așa. Acum arată bine. Toată lumea e mulțumită, să știi. Sunt unii cârcotași așa. Vă înțeleg că primărița s-a întors numai din China să ajungă la timp la întâlnirea cu dumneavoastră. Da. Ieri a avut loc mesajul. La întâlnirea cu mine, dai seama că... Trebuie să fim sinceri până la capăt. Dacă a fost el la întâlnirea cu primărița Craiovei. În ce calitate? Ia spuneți-ne. Păi știe toată lumea deja că simpozionul ăla de sculptură care se făcea la Târgu Jiu nu se mai face la Târgu Jiu, nu din lipsă de bani, ci din, pentru faptul că noi ne-am săturat de atâta statui în oraș. Orașul nostru devenise orașul cu prea multe statui. Și atunci sculptorul care se ocupa de chestiunea de aici, fiind de la noi din oraș, dar născut în zona Craiovei, s-a mutat cu acte și bagaje și cu scule la Craiova și pentru că noi suntem încă prieteni, m-a luat și pe mine pe acolo și ajunsese să... Mă referiți la Paul Popescu. Da, noi am dat numele Paul Popescu și m-a ajuns să-mi eu să fac pe cronicarul simpozionului și așa am reușit să le fac și o revistă ca să mă achit cât de cât de sarcini. Ideea e că el se cheamă Drumul Brâncușene și eu de-aia m-am dus acolo ca nu cumva ăstea de la Craiova să reușească să asume în totalitate brandul și să zică că Brâncuș e al lor. Mi-am dat seama acum că nu se va întâmpla nimic, să stăm liniștiți că și la Craiova e tot ca la noi. E bine de subliniat asta, dar nu e chiar ca la noi, pentru că acolo vom avea Muzeul Brâncuș. Da, e acolo, tot un fel de casă de cultură și aia, nu e neapărat acolo Muzeul Brâncuș. Acolo sunt opere. Acolo sunt opere de lui Brâncuș, da. Acolo se modernizează centrul, dar nu ca la noi, da? Da. Acum, ce se întâmplă? Eu am văzut centre modernizate cam în toată țara la noi, nu numai la noi e modernizat centrul. E adevărat că la noi s-a găsit o soluție de asta care nu convine, să zicem, dar uite că e curat, nu sunt chiștoace pe jos, trandafiri înfloresc la noi. E mare lucru. În unele orașe deja nu mai înfloresc sau... Întorcându-ne la spălarea operelor din piatră, ne amintim că în februarie anul curent a venit la Târgu Jiu Dita Mai Comisia de Experți Internaționali și că ministrul secretar de stat Radu Bureanu a bătut cu pumnul în masă și pentru prima dată în istorie a interzis primarului orașului Brâncuș să se mai apropie de operele lui Brâncuș. De inteligenți ce au fost și de fapte bune ce au făcut pentru aceste opere. Haideți să vedem și imaginea cu declarația... Mai o secundă. Mi se pare că au renunțat prea ușor factorii de decizie locală la chestiunea asta. Adică puteau să bată și ei la rândul lor cu pumnul în masă, pentru că Boroianu la vremea respectivă era un ministru secretar de stat care nu mai e acum. Tocmai despre asta e că Boroianu, când a făcut acest anunț trăznet, a întărit că are acceptul premierului Ponta să interzică lui Cârciumaru să se mai apropie de opere. Haideți să vedem declarația lui Boroianu. Spuneați că ați luat legătura deja cu guvernul, cu premierul Victor Ponta. Ce ați comunicat? Ce măsuri? Care I-am cerut permisiunea să vă anunț pe dumneavoastră asupra severității, dacă vreți, aparent de severității administrative, prin care, pentru o perioadă de timp, cam 6 luni de zile, bănuiesc că va lua, până când terminăm toate analizele, răspunderea directă asupra monitorizării și eventualelor, mai știu eu, sigur, poate să intervină ceva care nu-l bănuim, revine numai Comisiei Monumentelor Istorice. Există un protocol între Ministerul Culturii și Centrul Brâncuș, cu alte cuvinte, între Ministerul Culturii și autoritățile locale, care prevede că mijloacele de întreținere sunt de competența domniilor lor. Acesta se suspendă pe perioada încheierii tuturor studiilor care suntem obligați să le facem, pentru ca să oferim după aceea un protocol ferm în care să fie trecute pas cu pas toate măsurile obligatorii. Iată că după peste 70 de ani de ființare acestui ansamblu, Ministerul Culturii spune că nu există un manual care să prevadă expres, pas cu pas, ce ai voie și ce n-ai voie să faci acestor capodopere. În al doilea rând, Cârciumaru este primul primar din ultimii 70-80 de ani de ființarea ansamblului, căruia îi se interzice să se apropie de opere. Și totuși, vedem că nu se schimbă nimic, se continuă la fel. Haideți să vedem și extrasul de pe Mediafax. Imediat această decizie a făcut în conjurul țării, a fost preluată de toată presa. Iată, Ministerul Culturii suspendă protocolul cu Primăria Târgu Jiu pentru monitorizarea operelor brâncușiene. Dacă niciun specialist local nu s-a mai
iată, în ultimele luni de opere pentru a le monitoriza și a vedea ce se întâmplă permanent cu ele, cine treia să vină aici? Treia să vină specialiști de la Institutul Național al Patrimoniului și de la Ministerul Culturii care să îi țină loc lui Buliga, ca să spunem pe românește, pentru că Buliga e marele specialist care chipurile monitorizează aceste opere. Suficient, mulțumesc. Problema este, domnule Vasiescu, că nici picior de specialist de la INP n-a călcat în ultimele 6 luni și vorbim de peste 6 luni de abandonare a acestor opere. Au fost de două ori în niște comisii pe aceea, au stat la masă la Hotelul Brâncuș, ca așa se cheamă locația, au vorbit foarte frumos. Ministerul Culturii are oameni în teritoriu, aici e dita mai instituția, nu, care se supervizează treaba. Când ies din instituție, dau în calea eroilor, deci sunt în cunoștință de cauză, așa că... Haideți să vă spun ce s-a întâmplat, de fapt. Iar faptul că li s-a luat aceste atribuțiuni importante celor de la primărie și celor de la centru Brâncuș, mi se pare că e o favoare care i s-a făcut lui Doru Strâmbulescu, pentru că e mai ușor să adui frunze, chiștoace, să te plimbi fluierind pe alea scaunelor, decât, Doamne ferește, să-ți asumi oarece responsabilități. Ar fi interesant de făcut o solicitare la INP și la Ministerul Culturii să ne dea și nouă dovada că au fost monitorizate aceste opere în ultimele luni. Ce s-a întâmplat, de fapt? Da. Boroianu, în februarie, era hotărât să se reglementeze clar problema ansamblului Brâncuș. Inclusiv printr-un astfel manual, printr-un astfel de manual de intervenții asupra operelor. Chiar în februarie, Boroianu a plecat din minister pentru că s-a rupt USL-ul și pe cine credeți că a delegat Ponta Victor Viorel să preia dosarul cu concluziile Comisiei Internaționale de Experți? Hai să vedem. E vorba de Gorjeanu, între ghilimele, Corneliu Vișoianu. Să vedem decizia. Decizia numărul 93/2014, în vigoare de la 11 martie 2014, Victor Viorel îl numește pe domnul Corneliu Vișoianu să prezideze Comisia Internațională de Experți, care trebuia să ducă la bun sfârșit treaba, adică să facă și acel manual. Așa s-a angajat. Comisia de la gară și aduce la Târgu Jiu, cu manualul mai greu. L-ați văzut pe Vișoianu la vreo manifestare de asta culturală făcută de genul Brâncuș? Are și alte atribuțiuni. Asta era așa, un apendiț. A ajuns un manual pe aici, a întrebat cineva de acel manual: domnule, noi vrem să monitorizăm. Nu, dar numele e interesant, Vișoianu, sună frumos. Repet, problema nu e că Bucureștiul uită de operele brâncușene. Problema e că cei care sunt plătiți din bani publici aici, și mă refer la Iulia Vân, la Doru Strâmbulescu, la Buliga, la Andrițoiu și la ceilalți, nu îi trag ei de mânecă. Cei de la București. M-ar deranja atunci. Și atunci mai bine nu tragi de... Cine să tragă? Păi, doamna viceprimară, am văzut-o astăzi, cred că n-are nici 40 de kilograme. Îți dai seama că nu și-a sumă riscul să tragă pe cineva de mânecă. Păi de inimă rea. De inimă rea, pentru că regretă că sub coordonarea dânsei s-a spălat poarta. Pe domnul Strâmbulescu l-am văzut în chilos prin parc în timpul serviciului. Îți dai seama că nu-și permite să iese în fața cuiva să-l tragă de mânecă. A întors el spatele când era să întâlnească cu mine. Haideți să spunem telespectatorilor ce diferent ați avut cu Doru Strâmbulescu? Nu e niciun diferent. Pe vremea când erai student și citeai, nu citeai numai Brâncuș, citeai pe vremea așa Actualitatea Gorjului. Noi aveam o rubrică zilnică, rubrică pe care o scria sub coordonarea domnului Strâmbulescu. Sub coordonarea. Nu, domnule, el îmi oferi să o treime dintr-o pagină de acolo, în pagina a doua, și se chema pe branțuri de sticlă. Eu am încercat să nu deranjez pe nimeni cu branțurile mele de sticlă și toate alea la un loc, când spre toamnă le-am adunat și într-o carte. De fiecare dată i-am mulțumit lui Strâmbulescu pentru faptul că mi-a oferit acea pagină și să mă destrăbălez eu acolo într-o campanie locală electorală și să scriem mai mult despre partea culturală a chestiunii. În timp așa, mai colaborat, har Domnului. Chestiunea care ne-a separat e că trebuie să spun că vreo 15 numere la rând în polemica pe care o făcea la un moment dat, jumătate din polemica aia se chema după Brâncuș, se ocupa numai de Brâncuș și paginile le făceam eu. Deci el ar fi trebuit să înțeleagă sau să țină minte că de bine de rău aveam oarece aplicație și atingere cu Brâncuș. Când a ajuns aici la centrul Brâncuș sub poala, sub coordonarea doamnei Adina Andrițoiu,
Au ieșit niște discuții apropo de revista aia Brâncuș, pe care eu am făcut-o pentru că n-au făcut-o ei la centru. Știi, ați povestea? Făcut-o după dispariția? Păi, eu am făcut-o mult după dispariția, dar am făcut-o în momentul când am văzut că centru Brâncuș face revista Confesiuni. Și mi-am dat seama că ei n-au nicio treabă cu Brâncuș și atunci dacă ei fac confesiuni, povestiri de-astea de adormit, bonele la fapt de seară, am zis, hai să facem revista Brâncuș. Și am făcut-o de comun acord cu președintele fundației Brâncuș, președinte care e, că săracul s-a prăpădit, amicul nostru Naie, și am făcut câteva numere. Și mie încă am tot încercat să dau seama ce-i cu mine și încă nu mi-e rușine cu numerele alea pe care le-am făcut. Și am și spus public atunci, era de față și el, încă nu era director, că de-aia am și făcut-o. E, pe urmă s-au ieșit niște necazuri, niște chestii de astea, niște orgolii locale. Doamna Adina a trimis niște scrisori pe care eu le-am acasă președintelui fundației. Ajung la concluzia că n-am nicio treabă cu Brâncuș. Acum ei aveau treabă cu Brâncuș și au făcut ei revista aia Brâncuș după ce ne-am și certat pe aici. Și am cedat ce era să văd, dacă există niște hârtii între noi și nu între fundație, primărie și Buliga, zic, hai să o facă ei. Dar treaba e că au făcut două numere de astea festive pe hârtii mari așa. Și au înmormântat-o, că acum am văzut că a făcut o dată sau de două ori niște suplimente care se cheamă Brâncuș și care n-au treabă cu revista Brâncuș. Nu păstrează nici sigla, nici cine le-a făcut revistele. Deci nu e nicio treabă. Să facă. Asta e important, să facă și noi să avem la ce să ne uităm. Dar uite că... Închidem paranteza, da. Și închid subiectul anterior. E important ca cineva de la GOR să întrebe când vine acel manual de intervenție. E important ca cineva să se uite în ce hal arată acum operele din piatră. Oameni buni, când vă plimbați prin parc, uitați-vă la scaune să vedeți că a sărit tot sufletul din ele în urma barbariei de anul trecut. Toate chiturile acelea, da, cu care erau era de așteptat, nu? Umplute găurile de prin scaune și de prin masă și de prin poartă, au sărit chituite cu grijă, agresate, cu ochelari și cu penseta, agresate de dobitocii care au pus jetul erau necalificați, de apă, nu? Sub presiune. Ori este inadmisibil ca nimeni să nu monitorizeze aceste opere. Strâmbulescu nu se apropie de ele că n-are voie. Nici el, nici Cârciumaru, nici Buliga, nici nimeni, da? Dar să întrebe, bă, cât ne mai interziceți să ne apropiem de aceste opere? Ori dacă noi suntem cum suntem, veniți voi, că sunt în părăsire. Nu vine nimeni. Ori ei ce fac? Fac dansuri populare prin oraș. În loc să se ocupe de lucrurile esențiale. Acum, să zicem că Cârciumaru e cum e, să zicem că Călinoiul e cum e, dar hai să vedem garda veche. Haide să-l vedem pe Ciprian Florescu, cu o atitudine asta de pește care e dispus să rezolve orice, o să-l vedeți, dezbrăcat în pielea goală, nu de niște ziariști la Târgu Jiu, ci de realizatorii emisiunii România Te Iubesc de la ProTV. Dacă e posibil regia să ruleze materialul video cu Ciprian Florescu, un extras dintr-o emisiune despre Brâncuș difuzată de ProTV, o să vedeți că ziariștii de la acest post s-au minunat când au venit la centru Brâncuș și n-au găsit niciun pliant legat de Gorj, n-au găsit niciun pliant în vreo altă limbă străină, n-au găsit decât o hartă și au întrebat, domnule, dar dacă veneau doi turiști, ce făceați? Și acel ziarist, acel reporter a ajuns în birou la Ciprian Florescu, e luat în râs și se spune că nu e adevărat, domnule, noi avem de toate, noi suntem bazați aici. Hai să vedem material. Șurici am avut, dar nu mai avem. Păi și când, sau cum să fac și eu să... Sunteți din Târgu Jiu? Nu, nu. Nu mai avem. În urmă cu 3 luni, la interviu, ca să pară pregătit, primarul s-a prezentat cu mai multe cărți și broșuri. Pliantele le scoatem și le dăm gratuit în centrul nostru de informare și documentare. Da. Deci deschidem oficial când deschidem sezonul de turism. Când deschidem sezonul de turism, le folosim și le dăm. Vedeți, această carte cine a scris-o trebuie să... Da, neapărat, da, neapărat. I-am rugat și eu să-mi dă niște informații și i-au spus că nu e nimic. Deci, mă rog, nu sunt oameni de asta. Asta sunt de la noi din magazin. 3 luni mai târziu, nimic nu s-a schimbat la punctul turistic. Asta e cu orașul, e singura carte. E singura hartă? Da. A, deci nu puteți să ne-o dați. Da, sigur. Dacă vreau să luăm mai multe, nu. Nu vă descurcați pe hartă.
Astea le-am avut, deci o să mai primim, dar n-aș putea să vă spun. Căutăm un răspuns și la vicepreședintele Consiliului Județean. În planul de dezvoltare durabilă a județului sunt multe pagini despre turism și brâncuși. La centru turistic nu sunt materiale informative, doar în română. Eu știu că sunt trilingve, sau cel puțin bilingve. La centru turistic? Ăsta, din parc. Da. În engleză sau în franceză ceva aveți că vrem să ducem la niște cunoștințe? Nu, no, pare rău, nu aveam. Mă faceți acum să mă ridic de la birou și să merg cu dumneavoastră în parc? Nu, glumeam. Nu este placă, este placă chiar la intrarea în... Haideți să mergem să întrebăm niște informații. E singura hartă? Da. Ați fost dumneavoastră acum și nu sunt? Nu sunt. Hai, sunăm imediat și aflăm. Astăzi? Ați fost acum, de curând? Astăzi. Eu așa știam că sunt. Dacă vă zice că există o singură hartă a orașului Târgu Jiu, un centru turistic, acum când vorbim noi, una singură. Dacă aveți mai mult de un turist pe zi... Ați fost la cei de la primărie? N-ați fost, nu? Am fost și data trecută la primărie. Nu, acum ați fost? Nu. O să mă duc acum. Vă duceți acum? Da. Doamne și domnilor, cu regret vă spun că ăsta e viitorul președinte al județului Goj. Ăsta e succesorul lui Călinoiul. Deci, hai domne că sună acum, vă aduc ce vreți. Ciprian Florescu e blocat în urma relaționării cu presa locală care stă în genunchi și poate și pe burtă. Și nu înțelege că cu un ziarist din presa centrală trebuie să relaționezi altfel. Ce părere aveți o relație? Mi s-a părut destul de detașat așa. Adică mâine, poi mâine, dacă ajunge președintele Consiliului Județean, nu o să fie o chestiune prea... Ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut că, uite, primarul apăra în secvențele pe care le-ați dat anterior cu cartea mea în mână. Ei. Da, și... Deci, pe vremea aia, uite, la centru cu pricina, la centrul de informare, exista cartea mea, am fost zilele trecute acolo și era închis și erau niște pensionari, nu? Am crezut că fac ședință ceva acolo și mi-a zis, bă, doamne, nu aici, dincolo, știi? Și mi-arătau înspre clădirea de alături și nu, doamne, caut... Așa că... Da, e bine cu sezonul ăsta de turism. Primarul, ca să se justifice că nu sunt de niciunele, a spus că vor apărea la deschiderea sezonului de turism. De 14 ani de când e primar, n-am auzit prostia asta, că se deschide sezonul de turism. Odată cu campionatul de fotbal sau când cum? Dau buzna turiștii, avem nevoie de materiale promoționale. Le dăm harta, știi? Eu știu ce să zic acum. Avem viitor, avem viitor frumos cu Ciprian Florescu. E cum trebuie. El s-ar putea să aibă. Colegii din regie ar vrea să mai dau o dată materialul, dar nu se poate mai avem o mulțime de lucruri de discutat. Ne-am făcut o părere de ajuns. Haideți să vedem de ce se exprimă așa Ciprian Florescu. Dânsul are un model în viață care se pare că l-a marcat. Cu ceva ani în urmă îl lăudam pe Ciprian Florescu că e singurul PSD-ist care a făcut carieră politică fără să fie fiul cuiva. Dar iată că trăind printre ei, a început să facă exact ca ei. Înțeleg că avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Sunt Doru Strâmbulescu, directorul Centrului Brâncuși. Bună seara, domnule Strâmbulescu, vă ascultăm! Din păcate, sau din fericire, cred că elegant ar fi fost ca la o asemenea discuție să vă faceți o documentare serioasă și să fiu invitat și eu. Pentru că nu mi-a fi fost deloc nici rușine și nici nedemn să stau alături de prietenul meu Vasile Vasiescu și de tine, Narcis. E ok, invitațiile eu le stabilesc și am justificările mele să invit persoane și să nu invit alte persoane. Concret, nu v-am invitat pe dumneavoastră, domnule director, pentru că din ceea ce ați făcut dumneavoastră de când sunteți la Centrul Brâncuși, nu mi-ați dovedit prin aproape nimic că aveți ce căuta la mine în emisiune. Dacă nu, domnule Narcis, dacă vrei să ne tot domnim așa, ascultă-mă o clipă. Așa. Ascultă-mă o clipă, Narcis. Ar fi fost elegant ca tu de atâția ani de zile în care tot ataci această instituție,
fi fost foarte elegant să ai o discuție. Așa. Ar fi fost foarte elegant și, repet, să ai o discuție cu mine sau cu oricine altcineva din centru Brincuș, să te documentezi, pentru că foarte bine ce înseamnă informarea, documentarea și manipularea informației. Domnule director, vă întreb punctual. N-aș vrea să spun eu mai mult acum despre lucrurile astea. N-ai avut absolut niciodată o discuție. Dar nu am ce discuție, am făcut solicitări de informații publice. Din moment ce premierul declară că restaurează coloana și suntem în luna septembrie și nici vorbă de restaurarea coloanei, de unde atâta tupeu să veniți și să spuneți că nu ne documentăm? Am avut nu știu câte inserturi video. Bună seara, domnule Strâmbulescu, mergeți la agenda locală, la emisiunile plătite la care ați fost până acum. Vă rog să închideți telefon. Deci, din moment ce premierul României spune că în 2014 va restaura și nu se restaurează și nimeni nu-l întreabă de aici, din moment ce operele sunt nesupravegheate, din moment ce nu se întâmplă nimic bun, domnule Strâmbulescu, veți vedea că domnul primar Căciumaru și toți consilierii locali au aprobat hotărâre privind aprobarea planului de management al ansamblului monumental Calea Eroilor. Și că în semestrul întâi din 2014, domnule Strâmbulescu, aveați o mulțime de activități de făcut și n-ați făcut nimic. Nici dumneavoastră, nici Buliga, nici Adina Andrițoiu, pentru că acolo, din păcate, avem niște persoane fără legătură cu domeniul. Haideți să citim. Domnului Vasiescu l-am prezentat înainte de emisiune, că vorbim că nu ne documentăm. Luăm la întâmplare. Organizarea parcărilor și accesului pentru vizitatori în ansamblul monumental. Vorbim de 2014, semestru 1, care a expirat, domnule Strâmbulescu. Reabilitarea parcărilor auto și de biciclete pe strada Unirii. Ați văzut vreo parcare de biciclete în orașul ăsta? Între Alea Digului și strada Constantin Brâncuș. Reabilitarea spațiului public și parcări din strada General Maghieru. Reabilitarea bulevardului Constantin Brâncuș. Reabilitarea străzii Gheorghe Tătărescu. Deci avem X-uri la semestru întâi și trebuia epuizată treaba. Nici măcar nu s-au apucat. Fac niște cârpeli ca să-i prostească pe cei de la UNESCO când vor veni în inspecție aici. Ce părere aveți? Sunt nedocumentat. Aș vrea o părere obiectivă. Nu e ușor să ne documentăm acum. Nu trebuie adică să mergem la... Daju spune... S-ar putea să avem șansa să nu ne primească în centru acolo, că ei sunt în timpul serviciului și noi suntem în afara serviciului. Dacă sunt de important atunci... să miră că nu trece nimeni acolo, pe la ei. Dar, domnule Vasiescu, Daju a spus că a fost o crimă culturală spălarea porții sărutului. Cârciumaru a zis că are Daju o problemă și nu are dreptate. Vine Comisia Internațională de Experți și confirmă ce a zis Daju. Și le interzice să se mai apropie. Ați văzut, oameni buni, extrazi în Mediafax, ați văzut declarația ministrului secretar de stat. N-au voie acești incompetenți să se mai apropie de opere. Și ei spun că ne documentăm. Ce documentare mai mare ar vrea? Da, puteai să îndulcești acum chestiunea, pentru că mai zilele trecute, mai săptămânile trecute, a fost comisia de la București și a zis că nu e chiar așa de negru ăla. Că nu s-a stricat nimic și că acum arată destul de bine poarta sărutului. A venit și... nou director al Institutului Național al Patrimoniului și în prezența tovarășului director Strâmbulescu a spus că spălarea a fost doar un scandal de presă și că n-a fost nicio problemă. Deci, directorul Institutului Național al Patrimoniului contrazice experții internaționali, pentru care statul român a cheltuit o grămadă de bani și bănuiesc că nu a angajat Ponta pe oricine să vină aici. A angajat niște specialiști. Nu, sigur n-a angajat pe oricine. Politrucul a ajuns la Institutul Național al Patrimoniului, vine și spune, expediază subiectul așa, în condițiile în care există în continuare dosar penal în lucru. Din păcate. Da. Ei, eu zic că ne putem îndrepta, nu e nicio problemă, nu trebuie să ne... Ne îndreptăm, dar să vedem bunăvoință și să vedem că se iese din canalul ăsta de lene, prostie și suficiență. S-ar putea dacă să... Dacă luăm de la Lido până la Debarcader, câți oameni au auzit de revista Confluență? Da? Noi avem nevoie să-l popularizăm pe Brâncuș, că toată lumea e sătul de Brâncuș. Uite, am înțeles din planul ăsta de aici, care e un tiraj limitat. E limitat de cantitatea de hârtie, bănuiesc, 200 de exemplare. 200 de exemplare, dacă le trimitem în lumea albă, îți dai seama cât de puțin ajung pe unde ajung, nu? Da. Așa că... Haideți să vedem care e modelul
în viața a lui Ciprian Florescu și aș vrea să rulăm materialul video cu Ion Călinoi. De 11 ani, de la moartea lui Brâncuș în martie, inimoși brâncușologi adevărați realizează această comemorare religioasă. Bineînțeles, Brâncuș, sculptorul ortodox, tocmai cum îl domnește prea fericitul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, este cu adevărat acela de care nu poți să vorbești decât prin Brâncuș. Da, deci domnul Călinoiu relaționează foarte bine cu Strâmbulescu. Dar nu e o greșeală? Nu cred că a spus de atâtea ori sculptor. A spus numai o dată, nu? Nu, domnule, dar mi-a plăcut mie cum a zis sculptor și am zis sau de toată lumea. E omul care conduce Gorjul de 18 ani și care a avut în jurul lui oameni de cultură de mare calibru. Ion Cepoi. Da? Nu se poate să ieși la pensie dintr-o funcție de conducere la Centrul Județean de Creație și în toți anii ăștia să nu fi învățat pe Călinoiu, pe șeful tău direct. Aici n-ai dreptate, aici n-ai dreptate și pot să îl susțin pe Ion Cepoi că a făcut multe, multe lucruri și că majoritatea proiectelor fezabile și deștepte din Oradea sunt făcute prin instituția lui. Ce poziție a avut Cepoi în scandalul spălării operelor din Era implicat. Nu era de competența lui. Era de competența. Sau propoziție publică în vreo chestiune. Nu avea rubrică. Nu avea rubrică la nicio zi. Nu avea. Ziar. Avea scaun, salariu baban. Baban. Și așa mai departe. Dar cum să spui tu că Brâncuș a murit în urmă cu 11 ani și că comemorăm moartea lui Brâncuș la N martie? Întâlnirile alea bisericești erau la 11-a ediție. Era înainte să servească ceva. Ești rău acum. Se întâmpla undeva la Cărbunești, la Cămărășească și era 11-a ediție de întâlniri de astea bisericești când pe 16 martie încercau, cum să zicem, presa noastră, l-omagiau pe Brâncuș, nu? Da. Și de asta, de aceea s-a întâmplat. La moartea lui Brâncuș erau niște ani și... Nu. Dar dă bine, uite, la televizor. Bun, ne revedem după pauza publicitară.